de live sunt la Cu toții ne dorim o carieră de top, iar unora chiar le-a reușit. La Radio Links le poți afla secretele. Jurnal de leadership, cu un pas mai aproape de succes. Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Mirabela Stoica și cam fiecare luni vă aștept alături de mine să petrecem o oră la Jurnal de Leadership. În seara aceasta l-am alături de mine pe Mihai Arghire, managerul Brightway, o companie de training și consultanță. Îi spun bună seara, îi mulțumesc tare mult că a acceptat invitația mea, chiar dacă a fost din scurt și că și-a făcut loc în program. Sunt sigură că o să aflați foarte multe lucruri interesante, mai ales că o să discutăm despre un subiect destul de fierbinte în ultimul timp, despre cum s-a modificat piața de training și business coaching în ultimii ani. În România vorbim. Piața de training a ajuns la un apogeu prin 2007-2009, când acesta a devenit un serviciu frecvent accesat, mai ales în multinaționale. Dacă în perioada de vârf a boom-ului economic se alocau destul de ușor bugete, odată cu venirea crizei, lucrurile s-au schimbat. Cu aceste informații ne dăm seama că lucrurile devin din ce în ce mai dificile în această arie. Ce se întâmplă anul acesta? Atât IMM-urile cât și corporațiile sunt foarte mult orientate către rezultate și modul în care compania își recuperează investiția în serviciile de training și în consultanță. Mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus voi, că principalele roluri ale trainerului sunt de a ajuta liderii să-și clarifice direcția de acțiune, de a sparge tiparele, de a deschide echipa către schimbare. Cred că nu trece nicio săptămână în ultimile luni să n-aud asta. Cum schimbăm? Cum facem ceva nou? De asta te-am invitat în această seară să discutăm și să le explicăm oamenilor cum s-au modificat, n-aș spune trenduri, ci pur și simplu ce se întâmplă în această piață. Am auzit voci care spun că trainingul este inutil. Te duci și ce se mai întâmplă după, nu mai știm. Dar înainte de toate aș vrea să ne spui povestea companiei pe care o conduci, pentru că aș vrea să dezvălui că ai doar 29 de ani, că această firmă există de 10 ani, că ești implicat în ea de la început și că este o afacere de familie. Și este foarte important să share-uiești oamenilor cum ați reușit. În primul rând, mă bucur să fiu și eu aici alături de voi. Ce să spun? Vorbeai ceva mai devreme despre cum reușim să producem o schimbare. În primul rând, nu e ușor să schimbi pe cineva și nici tu însuți nu e ușor să te schimbi. În primul rând, pentru că obiceiurile se construiesc în timp și bătătorești de atâtea ori o cale, încât atât dacă ne referim la viața profesională, cât și la viața personală, e greu să o iei pe altă direcție de a doua zi. Fie că e vorba să te lași de fumat, să te apuci de învățat o limbă străină, să-ți schimbi jobul, să-ți faci o familie sau să devii mai bun, să implementezi un alt standard de calitate în compania în care te afli. Și lucrul ăsta nu se face peste noapte, necesită muncă. Noi am început în 2004. Era o piață puțin diferită față de cea de acum. O piață la momentul în care România era în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Cred că nici nu prea în 2004, iartă-mă că te întrerup, Nu cred că erau foarte mulți care apelau la training. Abia prin 2008-2009 sau greșesc? Piața era mai mică puțin ca volum, însă trainingul începea să fie popular în România și a adus din ce în ce mai mulți să spun așa, participanți, fie cu programe venite sub o licență străină, fie pur și simplu cu trainer sau consultanți care au lucrat într-o multinațională și ei și-au deschis firmele lor sau au început să practice această activitate pe cont propriu. Noi am început, nu neapărat poate ca o afacere clasică, nu ne-am propus la început să facem din asta un business, însă părinții mei au fondat compania, au început în paralel cu o altă companie de IT, în care au avut ocazia să meargă în afară, să afle despre
ce înseamnă într-adevăr standardul de calitate în domeniul IT și ce înseamnă să-ți dezvolți un business durabil și să-l multiplici, și-au aplicat în firma lor. Ușor, ușor, partenerii, furnizorii, clienții au văzut schimbarea pozitivă și au întrebat cum ați reușit să faceți asta. Așa, uite, păi stai să-ți povestesc, am fost la un program de training și uite ce am făcut, ce poți să faci, niște instrumente, poți să le aplici și tu. Ulterior, au devenit traineri acreditați, m-am implicat și eu în partea asta de training și am început efectiv să construim o firmă. În 2004 a apărut Brightway, am avut o viziune, ușor ne-am extins și am ajuns acum să fim ca și centre în București, Bacău și Iași, dar cu acțiune la nivel național, pentru că în domeniul ăsta cam trebuie să fie aproape, foarte aproape de client, indiferent dacă este din Ungaria, Austria, Republica Moldova sau Timișoara sau București. Ne poți spune cum arată în acest an piața de training? Vorbim de România. Da. Piața de training e o piață în care competiția este destul de mare. Pot să spun că față de anul trecut a fost o creștere moderată, cel puțin așa am resimțit-o noi și discutând cu alți colegi din acest domeniu de activitate. Însă este o piață destul de fragmentată, în care sunt câteva companii cu tradiție care au cifre de afaceri mai mari, dar sunt și mulți freelanceri. Trainingul este un domeniu în care începutul nu necesită un capital foarte mare, mai mult proprietate intelectuală, să spun așa, și know-how pe care l-ai tu personal, și de aceea aparent e mai ușor să începi. Însă e o piață în care competitivitatea, aș spune cuvântul, și pot să spun că de la an la an văd alte standarde de calitate la firmele de training, fapt care mă bucură. Noi spunem că în momentul în care și competiția face o treabă bună, e excelent, trebuie să facem una de 10 ori mai bună ca să facem într-adevăr diferența în ochii clientului și sincer prefer să aud oameni manageri deschiși către astfel de programe de training și consultanță care cred în utilitatea lor decât latura cealaltă, manageri care au avut o experiență neplăcută și spun mamă, nu mai vreau să aud că am fost și uite, nu s-a întâmplat nimic și a venit și era numai teorie și oamenii mei, de fapt, nu au rămas cu nimic care să genereze plus valoare pentru business-ul meu. Concret, care sunt cele mai accesate traininguri? Ce vor oamenii să schimbe, să afle? În principal, anul acesta, la noi au fost foarte accesate programele de vânzări. Trainingurile care dezvoltă abilitățile de negociere, de vânzare, poate și pentru că, așa cum spuneam, plusul ăsta de concurență nu s-a resimțit numai în piața de training, ci și în ansamblu economiei. Toată lumea încearcă să ajungă la o felie mai mare din această piață de clienți. Pe de altă parte, sunt foarte multe companii dinamice, sunt foarte multe companii multinaționale care vin din afară cu capital și forța de vânzări, practic, este, până la urmă, motorul companiei. Pe lângă programele de vânzări, ar mai fi zona de leadership, tot vorbeai despre schimbare, partea de direcție, de modul care ține de modul în care reușești ca manager să implementezi un sistem de conducere în compania ta și unul care să funcționeze, nu care să fie doar pe hârtie. Cam astea sunt zonele cele mai accesate, dar să spun așa, ponderea cea mai mare, însă și celelalte programe au o constanță în timp. Aș vrea dacă poți să ne oferi un exemplu concret în care o companie care a participat la unul dintre trainingurile voastre, un lider, un manager, a și reușit să implementeze
ceea ce a învățat în echipă să o conducă către schimbare, să spargă tiparele sau tot ce, toate lucrurile minunate despre care am aflat de la voi. Așa este. Cum spui și tu, și aș completa puțin. Trainingul nu este altceva decât un antrenament. Și ca orice antrenament din lumea asta, nu ai cum să spui că în două zile sau în trei zile devii cel mai bun sau te-ai schimbat total. Este mai degrabă începutul unui drum pe care ulterior managerul trebuie să-l continue în compania sa și poate unul dintre lucrurile cu care noi ne diferențiem și încercăm să aducem într-adevăr un plus în zona asta de training este faptul că nu ne oprim la training. Trainingul aduce un limbaj comun, oferă niște instrumente, după care mergem alături de client și în cadrul unor proiecte de consultanță ajutăm managerii să și implementeze ceea ce au învățat la training și să atingă niște rezultate concrete de business. Că până la urmă, în momentul când alegi să faci această investiție într-un program de training, te aștepți ca într-un fel sau altul acești bani să se întoarcă. Și ei nu au cum să se întoarcă dacă nu au o finalitate și un obiectiv foarte clar și măsurabil pe care îl urmărește acel program. Adică, vreau să reușesc și îți dau un exemplu din proiectele pe care le avem chiar acum în derulare, să pun bazele unui sistem de vânzare prin telesales și să reușesc să ating un segment de clienți prin canalul telesales. Asta înseamnă, în primul rând, să am un proces de vânzare definit. Foarte clar. Ce ar trebui eu să le spun, cum prezint produsele, din câte interacțiuni stabilesc un contact cu clientul respectiv, cum reușesc să mă relaționez prin telefon cu el, pentru că nu e ușor. Primești 10 de telefoane, deja dacă în câteva secunde nu atragi atenția, acel sau persoana de la capătul firului nu te mai ascultă, sau spune trimite-mi pe mail sau îți închide telefon. Mai departe, cum măsori performanța oamenilor care sunt implicați? Cum îi fac să fie într-adevăr motivați și să nu renunțe după ce primesc un refuz? Și cum reușesc să am un supervisor sau un manager al acelui departament care să-mi permită să merg mai departe cu dezvoltarea business-ului și să prezinte, să spun așa, doar radiografia și să facem împreună strategia acelui departament. Ăsta e un proiect. Ce aș vrea să subliniez? Proiectele astea nu se fac peste noapte, cum spuneam. Adică trainingul de vânzări a fost primul pas, după care urmează partea de consultanță și implementare, care durează undeva, începând de la un minim de 4 luni de zile. Poate dura până la un an. Avem și clienți care sunt, sau alături de care suntem implicați în proiecte de consultanță de 2 ani de zile. Așa că lucrurile, în momentul în care compania e mai mare sau, să spun, proiectul e mai complex, se pot prelungi. Ok, eu să mai insist asupra exemplului, dar după o scurtă pauză de publicitate. Sigur. Înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Am revenit. Pentru cei care au deschis mai târziu calculatoarele, le reamintesc că discutăm despre cum s-a modificat piața de training și business coaching în ultimii ani. Vorbim despre piața din România. L-am alături de mine pe Mihai Arghire, manager la Broadway, o companie de 10 ani existentă pe piața din România. Îl întrebam înainte de scurta pauză de publicitate dacă ne poate oferi un exemplu concret al unei companii care a participat la un training și a venit să le spună, uite domne, ce rezultate remarcabile avem, uite ce am reușit să facem, mulțumim! Ok. Continuând cu finalitatea exemplului de care spuneam, cel cu call center-ul,
exact așa a început. Au participat la un training cu gândul de a identifica o nouă cale de vânzare. Ei nu aveau până în momentul de față un departament de telesales. Au participat la training, au creionat niște strategii în cele două zile de training de vânzări, însă au ales să meargă mai departe și să-și implementeze. Și au deschis acest proiect. În momentul de față este încă în derulare, dar departamentul este înființat și deja a generat business în valoare de câteva zeci de mii de euro în primele luni de la înființare. Asta e un rezultat măsurabil, însă și un proiect pornit oarecum de la zero. Însă sunt și clienți care vor să optimizeze un proces de business care există deja. Mai concret, vor să diminueze numărul de greșeli care se întâmplă în momentul în care marfa iese din depozit și ajunge la client și așa mai departe. Sau vor să crească cu un procent pe o anumită regiune a țării vânzările. Iarăși aici n-aș spune că ne-am nișat pe un segment, un domeniu anume de activitate, adică avem clienți din domenii variate, și din agribusiness, și din domeniul pharma, și din domeniul comercial, însă în fiecare proiect, de asta spuneam că trainingul e doar primul pas, în fiecare proiect de consultanță, de business coaching care urmează, încercăm să aducem specialiști foarte buni, pentru că nu poți să, chiar și fiind consultant cu experiență în mai multe domenii de activitate, nu poți să aplici ceva într-o zonă cu care n-ai avut niciodată tangență. Trebuie să fii lucrat și experiențial să ai plusul ăsta de cunoștințe, să fii conectat la business-ul respectiv. Vă oferiți atât training cât și business coaching? Da. Și pe care îl recomand? Sau pe ce criterii se alege? Aș spune mai degrabă că nu e o alegere dintre cele două, ci mai degrabă un mod de lucru care se aplică pornind de la nevoia unei echipe, unei companii. Trainingul este un antrenament al unor abilități. Practic vii să dezvolți o abilitate și cu cât mergem către zona asta în care suntem noi prezenți de soft skills, cu atât abilitatea aia trebuie să fie foarte practică. De asta și toate programele noastre de training au în spate o simulare de business. Pentru că nu poți să, degeaba știi de fapt în teorie să vinzi sau ai citit tu 10 cărți de vânzări, dacă în momentul în care ești în focul acțiunii, nu reușești să negociezi cu persoana respectivă și dai din prima cel mai mare discount și nu reușești să fii convingător. De aceea toate programele noastre de training se desfășoară sub forma unui antrenament în care trainerul joacă un rol de expert, dar și de facilitator. El oferă niște instrumente, iar participanții le aplică pe cazurile lor din companiile din care fac parte și încearcă să-și rezolve propriile provocări. Și pleacă de acolo cu o strategie creionată de îmbunătățire într-o anumită zonă din business-ul din care fac parte. Un alt avantaj al trainingului ar fi că ai posibilitatea de a schimba experiență. Zona de business coaching este un lucru individual cu un manager în care te focalizezi foarte mult pe atingerea unor rezultate cu persoana respectivă. În partea de antrenament de tip training, lucrurile se concentrează și asupra echipei în ansamblu și lumea împărtășește experiență din diferite cazuri cu care s-au confruntat, încearcă să vadă și să observe diferite moduri de a gândi și lucrul ăsta ajută compania în ansamblu. Însă, nu se schimbă totul numai prin training. Este un pas foarte util, extrem de util, însă cineva, fie că e din interiorul companiei sau un consultant, un business coach extern, trebuie să continue acest proces și să stea împreună cu participanții pentru a se asigura că lucrurile chiar se întâmplă în practică și rezultatele alea care după training sunt privite cu foarte mult entuziasm de echipă se aplică și în realitate în companie atunci când dai de greu și când mai pe lângă schimbare și procesul de optimizat și îmbunătățirea de calitate de făcut și targetul pe care l-aveai și până acum și nu e așa ușor. Așa că după training apare partea de consultanță, partea de business coaching. Asta pe de o parte. Pe de altă parte,
În zona de business coaching avem și foarte mulți participanți din nivelul de top management. Sunt persoane care sunt în căutare sau au nevoie mai degrabă de un ochi extern, obiectiv, care să reușească să-i ajute, nu neapărat ca și la training cu o rețetă, ci mai mult cu niște instrumente, să-i ajute să găsească cea mai bună cale de a rezolva o problemă sau de a găsi răspunsuri la niște întrebări în momentul la care se află. Aș vrea să-ți adresez acum o întrebare a unuia dintre cititorii Cariere, care imediat ce a văzut textul de promovare al emisiunii ne-a scris. Spune el că a observat o tendință acum în anii de criză în a te face trainer și spune, întreabă dacă e atât de ușor să devii trainer și dacă chiar e o meserie bănoasă. Ca în orice meserie poți câștiga, bineînțeles, și bani, că altfel n-ar mai lucra, ar face, toată lumea nu s-ar numi meserie, s-ar numi hobby. Și mai fi cu meserie și ca hobby ai fi trainer. Însă necesită și foarte multă muncă și experiență într-un anume domeniu, în cel pe care ești trainer. Dacă ești trainer de Microsoft Office, păi trebuie să fi lucrat cu Microsoft Office, să-l visezi și noaptea și să știi cum să-l aplici în diferite cazuri și cum să îi ajuți pe alții să înțeleagă, cum să îi înveți pe alții să aplice acel soft în compania lor. Dacă ești trainer de vânzări, trebuie să fii avut o experiență relevantă în vânzări. Trebuie să fii avut un oarecare succes, pentru că nu poți vorbi numai din cărți. În momentul în care tu în mod real nu ai trecut pe drumul ăla, nu poți vorbi și nu îi poți ajuta pe ceilalți decât până la un punct. După care se cunoaște că undeva în spate e gol și doar ambalajul. Tu ce traininguri susții? Eu sunt specializat pe zona de vânzare-negociere, managementul timpului și pe partea de consultanță, optimizarea proceselor de business, adică efectiv fac și eu parte din echipa care merge în companii și ajută firmele într-adevăr să se repoziționeze și să găsească soluții pe care să le aplice în mod practic. Și susținerea practică sunt studiile economice? Mai puțin, aș spune. Mai degrabă experiența pe care am avut-o în vânzări în alte companii. N-am lucrat din prima, adică am fost implicat de 10 ani în business-ul ăsta de training, dar n-am fost de la început trainer. Am fost și eu și de cealaltă parte, am fost key account pentru mai multe companii și am avut ocazia să văd cum funcționează într-adevăr o companie, ce înseamnă să muncești pe partea de vânzări. Din păcate, studiile te ajută mai mult, îți creează o deschidere către un anumit domeniu, te familiarizează cu un limbaj, dar cel puțin în cazul meu nu mi-au dat niciun suport practic sau prea puțin. Cred că asta e destul de des întâlnit în România, pentru că la noi studiile se axează foarte mult pe teorie, foarte puțin pe practică și foarte mulți tineri sunt în ipostaza în care după 4 ani își dau seama că ceea ce cer angajatorii e total diferit de ceea ce au învățat în facultate și știu cazuri și de tineri care au terminat IT-ul și îmi spuneau că lucruri absurde, că au învățat programe care nu se mai utilizează. Ceea ce e, mă rog, nu e amuzant, e chiar scandalos, dar cred că e departe drumul cel bun în direcția asta. Da, e departe și uite, chiar zilele trecute stăteam de vorbă cu niște tineri care au terminat facultatea și doreau sau căutam împreună o colaborare pe partea de marketing. Și, din păcate, în facultate învățaseră despre marketing, dar nu știau nimic despre marketing online, nu știau ce software se folosesc, nu știau să fac un banner, nu știau elemente, ce înseamnă un brand, cum se transmită mai departe. Știau pur și simplu niște noțiuni teoretice scrise pe hârtie, care în viața reală, într-adevăr, nu prea te ajută mare lucru. Adică ori încerci să descoperi singur, ori încerci să ai cât de devreme posibil o experiență practică sub o formă sau alta. Eu, de exemplu, am lucrat din primul an de facultate.
nu spun neapărat că asta e soluția, dar poți să te implici în proiecte de voluntariat, poți să te implici în diverse asociații, exact, organizații de profil, poți să faci practică, internship și așa mai departe, poți să mergi la schimb de studii în afară și să reușești acolo să te implici în ceva anume. Ideea e să încerci și să faci și ceva practică, să nu rămâi doar cu ce ai învățat la facultate. În cazul tău, înainte de compania pe care acum o conduci, spuneai că ai lucrat sau ai făcut practică? Nu, am lucrat. Ai lucrat. Și e foarte interesant de câte ori dau peste cineva care a și trecut prin statutul de angajat, îl întreb. Era oare mai bine să fie angajat? E oare mai stresant sau mai relaxant acum ca angajator? Referitor la stres, pot să spun că în ambele situații treci prin perioade mai ușoare și mai grele, din diferite puncte de vedere. Dacă poate ca și angajat îți lipsește libertatea de a spune tu în practică anumite idei, de a avea un program de genul flexibil uneori și să poți tu să alegi cum să-ți aranjezi ziua, că din păcate cu toții avem programul ăsta învechit de la 9 la 6, deși poate mulți puteau să lucreze de acasă și când plecăm de acasă e aglomerat la hipermarket, când mergem în weekend la munte, aglomerat la munte, când ne întoarcem duminică de la mare, o stat acum 6 ore să ajungem în București. Bun, asta pe de-o parte, însă pe de altă parte și ca antreprenor, mai ales la început, treci prin momente destul de grele, pentru că nu ai siguranța unii angajat, trebuie să fii mereu în priză, totul depinde de tine, trebuie să aduci tu clientul ăla să-l convingi, dacă nu, nu e ca atunci când aveai un salariu, mă, gata, e ora 6, plec acasă, nu mai ai acel confort din punctul ăsta de vedere. Dar, cu siguranță, în momentul în care ai un business propriu, poți face mult mai multe și cu puține excepții, pe care le-am văzut de partea cealaltă a unor angajați care într-adevăr aveau o libertate mai mare și reușeau la nivelul la care erau să facă lucruri care să le aducă o satisfacție profesională mare, în partea de antreprenoriat cu siguranță găsești mult mai multe lucruri, provocări, satisfacții. Foarte mulți dintre cei care vor să devină antreprenori, și sunt foarte mulți, aș îndrăzni eu, vor acest lucru și pentru, e unul dintre motivele esențiale, să aibă mai mult timp liber. Din ceea ce îmi povestești tu, e un mit că atunci când ajungi antreprenor ai și mai mult timp liber. Cel puțin la început aș îndrăzni să spun că nu există. Nu există, nu există, pentru că în momentul în care încep ceva pe cont propriu, riști ceva. Dacă n-ai bani sau ai foarte puțin bani și începi cu o idee, atunci trebuie să investești foarte mult timp să înlocuiești capitalul ăla, că trebuie să le faci tu pe toate. Dacă obții o finanțare sau ai tu un capital de început, atunci riști acel capital și chiar dacă pornești din prima cu o echipă, trebuie să, într-adevăr, să reușești. Adică nu-ți permiți să plătești o anumită sumă lunar la infinit, sperând că poate odată și odată, după ce am eu timpul liber și mă întorc de la mare joi după amiază, o să își atingă echipa de vânzări targetul. Trebuie să fii acolo și să fii implicat pentru a te asigura că acele rezultate se întâmplă. Au fost momente în acești 10 ani de când există compania în care părinții tăi sau tu ați vrut să renunțați și sau v-ați gândit ce bine era acum să fiu angajat? Nu neapărat ce bine era să fiu angajat, dar cred că orice antreprenor sau orice proprietar de afacere are din când în când câte zi în care spune vreau să vând sau vreau să las totul baltă și să muncă în altă parte, să nu mai suport, m-am săturat de asta sau de cealaltă. Însă spun eu că sunt momente naturale prin care trecem cu toții și nu sunt cele care definesc viața de antreprenor, adică sunt excepții și tocmai în asta constă succesul, că trebuie să le depășești, trebuie să te motivezi, să fii constant și să perseverezi în ceea ce faci la un anumit nivel de calitate. Lucrurile n-au cum să nu se întâmple, adică rezultatele trebuie să vină. Trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Soluția perfectă pentru tine. La birou sau acasă, izvorulcristalin.ro. Izvorulcristalin.ro.
Testează acum gratuit timp de 7 zile watercooler-ul cu sistem de încălzire și răcire a apei. Izvorul cristalin. 021-351-4255. Izvorul cristalin. Apa pură la cel mai bun preț. Izvorulcristalin.ro. De 5 ani împreună. Am revenit în direct. Aș vrea să te întreb, Mihai, eu cred că foarte mult din succesul unei companii depinde și de stilul de management care se aplică în acea companie. Și din interviurile pe care le-am avut cu antreprenorii, foarte mulți dintre ei mi-au recunoscut că aplică acel tip de management, dai cu bățul și funcționează. Mi s-a părut puțin tragic. Am stat apoi să mă gândesc la experiențele pe care le-am avut, cum procedau managerii. Am ajuns la concluzia că acei oameni aveau dreptate, dar totuși mi-ar plăcea să știu că mai există și alte metode prin care să-ți faci și subalterni, echipa, să dea tot ce au mai bun. Cum e în cazul vostru? Păi, în primul rând, cred eu că în orice echipă trebuie să existe niște reguli. Poate în sensul ăsta și expresia că dai cu bățul, dar n-aș spune chiar așa sau nu m-aș duce neapărat, nu m-aș canaliza pe lucrul ăsta, ci mai degrabă în momentul în care o companie crește și nu mai ești doar tu sau tu și cu încă o persoană, ci sunt mai mulți colegi în echipă, e imposibil să stai să-l urmărești pe fiecare sau să stai și e absurd. Tocmai de aceea ar interveni aici un lucru pe care și noi încercăm să-l transmitem mai departe prin trainingurile noastre de leadership, un sistem de conducere care să includă niște procese de business foarte bine definite și un set de proceduri care să se aplice într-adevăr și să nu fie doar scrise pe hârtie. La aceste elemente, normal că trebuie să le și urmărești cumva. Și apare nevoia unor criterii de monitorizare și unor indicatori de performanță pe care, într-adevăr, trebuie să îi ai și să fii cu ochii pe ei în fiecare lună. Acestor indicatori de performanță e firesc să le atașezi și un beneficiu dacă ei se îndeplinesc și o consecință. Însă lucrul ăsta funcționează până la un punct. Eu cred că e util să-l ai și e indispensabil, dar ca și banii pe care îi primești ca salariu. Ei, într-adevăr, sunt indispensabili și toată lumea are nevoie de bani ca să trăiască, însă de la un anumit nivel nu mai sunt singura sursă de motivare a unei persoane, cum și beneficiile și consecințele dintr-o echipă nu mai sunt singura sursă de motivare a unui angajat în cadrul companiei și atunci ar trebui să mai fie și altceva, să fie pasiune, să fie faptul că persoana respectivă crede cu adevărat în valorile companiei și le împărtășește alături de manager și colegi și nu e doar așa o poveste, dar de fapt eu când plec de acolo sunt alt om și sunt așa doar ca să-mi iau salariu. Mai e sinergia echipei, spiritul de echipă, modul în care te înțelegi și îți face plăcere să vii la serviciu sau nu. Lucrurile astea contează și îți definesc în mod direct productivitatea la locul de muncă. Și cu siguranță proiectele mari și gândiți-vă și fiecare dintre noi să ne gândim la un proiect în care s-a implicat cu adevărat. Au contat numai banii? Sau au fost banii singurul factor de motivare? Sau pentru ceva ăla, dăruirea aia, ora aia peste program, weekendul ăla muncit acasă, numai banii au contat? E clar că în majoritatea cazurilor n-a fost așa și tocmai de aia, pe lângă acest sistem motivațional plus și minus sau beneficii și consecințe, trebuie să existe și un altceva mai complex, de la modul în care îți alegi oamenii care sunt alături de tine, să fie oamenii potriviți, uneori simpla nepotrivire de atitudine sau de sistem de valori poate duce să nu poți lucra cu persoana respectivă. Până la pasiunea pe care reușești ca și manager să o insufli în echipă și modul în care reușești să îi ții pe oameni aproape în jurul acestui proiect pe care îl face compania ta. De unde știi să alegi omul potrivit? Nu poți să fii sigur niciodată, însă trebuie să ai, eu poate sunt venind în domeniul ăsta training și consultanță, iar mai trebuie să ai un sistem de recrutare, pentru că noi asta facem și trebuie să știi foarte clar ce vrei și ce cauți. Ce valori
are compania ta, ce vrei să vezi în persoana din fața ta, ce atitudine ar trebui să aibă, cum se raportează la echipă, cu ce anume completează echipa. Sau... Astea sunt lucruri pe care nu poți să le ai ca și o rețetă de-a gata pe care să o aplici în domeniu. Depinde foarte mult de zona în care te afli, de punctul de dezvoltare, efectiv de un caz real și concret în care vrei să angajezi pe cineva. Cum arată un trainer foarte bun? Care sunt principalele elemente care nu ar trebui să-i lipsească unui trainer bun? Am fost în ultimii ani la foarte multe traininguri și am văzut și traininguri care ar fi putut fi interesante din descrierea făcută de către echipa de marketing și care s-au dovedit a fi atât de plictisitoare încât mai aveam un pic și adormeam la propriu. Am fost și la traininguri care nu se anunțau deloc a fi atât de bune și am rămas surprinsă de plăcut de cât de bine a fost totul. Poate mă întreb de ce m-am dus la acel training care nu mi s-a părut a fi bun, câteodată meseria mea mă face să ajung și în locuri în care nu consider eu întotdeauna că trebuie să fiu acolo, dar se poate să mă și înșel. Și am văzut, vă spun părerea mea, că un trainer care are puțin umor face totul, adică face o diferență față de ceilalți traineri și că trainerii care sunt foarte serioși și supărați așa pe viață și încearcă să ia totul, tot e vital, n-au atât de mare succes, dar să ne spui tu că cu siguranță știi mult mai bine ca mine. Deci cum arată un lider, un trainer bun? Umorul, că tot ai pomenit de el, e clar că e important nu numai în training, oriunde. Orice prezentare, orice conversație, orice ieșire în oraș fără o glumă, nu, chiar dacă oamenii au fost de cea mai bună calitate, nu are farmec. Pe lângă umor și, aș spune, acea carismă pe care persoana o are, cred că e foarte important modul în care reușești să empatizezi, să rezonezi cu participanții din sală și să-i ții atenți. De fapt, aș spune, mai mult decât atenți, că atent poți să fii și la școală, la oră, foarte plictisitoare, trebuie să fii acolo și să fii atent dacă nu e o notă exact mică. Aș spune, mai degrabă, captivați de povestea pe care o spui. Și pentru a-ți captiva participanții e nevoie de mai multe lucruri. Pe de o parte e nevoie de experiență, pe de altă parte e nevoie de abilitatea ta ca și trainer de a înțelege și de a înțelege motivele lor pentru care sunt acolo. Ce caută ei? Întotdeauna cineva vine la un training cu un motiv anume. Are o anumită cauză pentru care este acolo. Fie că l-a trimis șeful, fie că meseria a făcut să ajungă acolo, dar chiar și așa are niște așteptări. Se așteaptă la ceva anume. Și dacă reușești să descoperi într-adevăr care sunt aceste așteptări, să le livrezi sub o formă plăcută, captivantă, naturală, aș spune, nu ca ceva, uite, așa trebuie să faci, ci mai degrabă să, prin sistemul tău de învățare, prin sistemul de training, să reușești să-i faci pe participanți să descopere acel lucru, acea strategie. Lucrul ăsta nu e ușor și poate e și motivul pentru care am ales să înființăm o companie și să, într-adevăr, să dezvoltăm niște produse de training. Pentru că, ok, dacă ai anumite abilități, poți să trainuiești și mâine pe un subiect, poate pentru care nu te-ai pregătit o sală de participanți. Însă, una e să faci lucrul ăsta și alta e să ai într-adevăr un sistem, să știi când ar trebui să vină fiecare exercițiu, cu ce ar trebui să plece fiecare participant, când e mai oportun să obții feedback, să dinamizezi sala și toate lucrurile astea cer experiență în sala de training, pe acel tip de training. Am o curiozitate, cum a fost pentru tine prima experiență în calitate de trainer? Îți mai amintești? Sigur. Prima experiență a fost un proces treptat. Nu pot să zic că am fost, cum povesteam și la început, n-am fost trainer din prima zi, nu cred că e posibil asta. Sau e de preferat întâi să fii trecut pe acolo, prin zona aia de experiență și apoi să fii trainer. Eu am pornit ca și trainer asistent. Lucrul ăsta a fost un avantaj pentru că am avut ocazia să văd sala
și să văd cum reacționează oamenii în anumite situații dintr-o altă perspectivă, nici cea de participant, dar nici cea de trainer principal, în care trebuie să fii cu mintea concentrat pe subiectul respectiv. Ce am fost un, să spun așa, facilitator de grup, observator în anumite situații și am reușit să, într-adevăr, să intru în lumea asta trainingului și să fac primii pași. Iar ulterior, pe măsură ce am acumulat experiență și în momentul în care am fost stăpân pe domeniul respectiv, am reușit să fiu trainer principal. Și atunci când ai fost trainer principal, cum a fost să vezi în fața ta, nu știu, 10-20 de oameni? Pentru că am făcut antrenamentul ăsta, a fost ok, adică n-a fost, m-am simțit confortabil. Dar cred că ăsta e secretul, să faci acest antrenament. E bine să ieși din zona ta de confort, dar să știi într-adevăr și care sunt limitările, dacă într-adevăr vrei să livrezi ceva de calitate. Și în momentul în care faci pași ușori, dar sigur reușești, că atunci când într-adevăr responsabilitatea e pe umerii tăi și chiar trebuie să îndeplinești ceva, să fii confortabil cu tine însuți. Ca să ne întoarcem puțin la piața de training, cum crezi tu că se vor schimba lucrurile în următorii 3 ani? Se preconizează că cam atât va mai dura și acest context economic total nefavorabil pentru business. Cel puțin din perspectiva noastră, aș spune că n-a fost chiar atât de nefavorabil. Noi am identificat oportunități de creștere și piața a avut într-adevăr un recul după acel boom din anii 2007-2008, în momentul în care criza a ajuns și în economia românească. Multe companii multinaționale au pus stop bugetelor și în piață în general lichiditățile erau, spun, mai greu obținute. O realitate. Da, o realitate. Și e firesc ca în momentul ăla să fii foarte atent dacă nu să pui stop la anumite servicii, nu numai training. Însă, în ultimii ani, personal am observat o revigorare și odată cu sentimentul ăsta pozitiv, chiar dacă nu e euforic și spun că mai întâlnesc cu lumea, doamne, că nu mai e ca atunci, ce merge greu. Păi da, uite că ai creștere. Da, dar nu mai e ca în 2007. Niciodată nu o să mai fie, sau nu știu dacă o să ne mai întâlnim vreodată cu vremurile de atunci. Creșterea, de fapt, a devenit o creștere pe care cu toții trebuie să o primim ca și fiind sustenabilă și din cauza faptului că am trecut prin experiența respectivă a recesiunii, în momentul de față ne gândim mai atent în ce investim, care sunt tendințele, ce ar trebui să facem astfel încât să ne asigurăm un cash flow pozitiv. De asta piața de training cred că va avea o creștere ușoară și cred că managerii vor fi din ce în ce mai deschiși. Pe de o parte, datorită faptului că ajung la nivelul de maturitate a business-ului și încep să conștientizeze că au nevoie de anumite lucruri, că nu pot să le facă singur, că au nevoie să simte nevoia unui sprijin extern, și ar mai fi de asemenea faptul că e competiția foarte mare și în momentul în care ești în căutarea de soluții, trebuie să faci cumva astfel încât să reușești să te diferențiezi, astfel încât să reușești să contracarezi anumite tendințe ale pieții sau ale competitorilor tăi. Și atunci ești în căutarea de soluții, trebuie să inovezi, trebuie să îți antrenezi oamenii să se schimbe. Lucrul ăsta e dificil și de multe ori nu poți să-l faci singur, de aceea apare și nevoia unui training, a unui consultant, a unui program de business coaching. Din păcate, timpul a trecut foarte repede și trebuie să mai luăm o scurtă pauză de publicitate. Cu tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea, nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană.
Bună seara! Vă spun de fapt bună seara pentru ultima dată în această seară. Ne aflăm la ultima parte a discuției despre piața de training din România. L-am alături de mine pe Mihai Arghire, un manager foarte tânăr, are doar 29 de ani, dar conduce o companie de training și consultanță de business cu o tradiție de 10 ani pe piața românească, Brightway. Stăteam pe gânduri la tot ce mi-ai spus tu în aceste 50 de minute și mi-am dat seama că lucrurile nu sunt chiar așa de rele pe cum credeam eu, că sunt oportunități în această piață încă. Și mă întreb totuși cum ați reușit să rezistați în acei ani de criză, când chiar tu spuneai că foarte mulți au pus lacătul pe ușă. În primul rând, nu pot să zic că acel mic recul economic ne-a luat chiar pe nepregătite. Pe de altă parte, ca și portofoliu de clienți, Brightway a fost o companie care nu s-a bazat pe unul, doi clienți mari și atât. Și a fost mai degrabă o companie care a avut în ponderea cifrei de afaceri atât IMM-uri, cât și companii multinaționale și a avut un oarecare echilibru. Nu am fost nișați pe un singur domeniu de activitate, am avut companii din diverse domenii de activitate și așa, având un portofoliu mai variat, nu ne-am pierdut clienții. Adică, ok, într-adevăr s-a simțit și la noi o ușoară scădere, însă am reușit destul de rapid să trecem peste lucrurile astea și să ne orientăm mai mult odată cu piața. Și poate acesta a fost unul din lucrurile care ne-a ajutat să implementăm mai multe programe de consultanță, să ne orientăm către lucrurile practice, către schimbarea care cu adevărat se poate produce într-o companie, dar nu peste noapte. Și trainingul e doar un deschizător de drumuri, e un antrenament, un prim pas care duce echipa către o anumită direcție, însă cu adevărat un rezultat de business nu poate fi atins într-un timp atât de scurt. Și cred că acestea două au fost punctele noastre forte, programele de consultanță care implementează concret în business anumite strategii și faptul că nu am avut un portofoliu sau am avut un portofoliu mai variat de clienți. Unde pot găsi informații despre voi cei interesați? Încercăm să fim cât mai vizibili. Ne puteți găsi pe brightway.ro, ne puteți găsi și pe Facebook, Brightway Training. Găsiți pe site atât formulare de contact, cât și moduri de a intra în interacțiune cu noi. Avem și o secțiune de membri în care cei care își fac cont au parte de câteva instrumente gratuite, chestionare pentru a-și evalua echipa, productivitatea personală și încercăm să fim cât mai deschiși și interactivi. Aș vrea să încheiem emisiunea cu un sfat de la tine către liderii care au nevoie de ajutor pentru a-și conduce echipa către schimbare. Ce le-ai spune? Păi, uite, e o poveste pe care, când vine vorba de schimbare și oportunități, o spun de obicei, ci că un manager al unei fabrici de încălțăminte din America încearcă să găsească acum, după perioada de criză, noi oportunități de business, concurența foarte mare și de aceea se uită pe hartă și caută un loc în care să se extindă cu distribuția. Europa foarte aglomerat, Asia la fel foarte aglomerat, vede un loc mai liber, fără puțin distribuitori, producători, Africa. Așa că își trimite doi din cei mai buni directori de dezvoltare ai săi să studieze piața și să întoarcă cu o strategie de dezvoltare a firmei. Și se întoarce primul, îi spune: șeful, am o veste proastă să-ți dau, vreau să spun că, uite, am fost în Africa, ce să spun, acolo e minciună criza asta care a fost la noi, lumea nu poartă pantofi, ce să ne extindem noi acolo, merg de sculți, se încalță cu tot felul de chestii, n-avem nicio șansă. Se întoarce și al doilea și îi spune: șeful, am o veste foarte bună pentru tine. Vreau să zic că am fost în Africa și acolo nimeni nu poartă pantofi. Avem o piață uriașă de dezvoltare în față. Și cred că în orice domeniu se
poate face o dezvoltare a unei companii. Însă contează tocmai foarte mult cum identifici acea oportunitate și de asta suntem și noi consultanții aici pentru a-i ajuta pe manageri să regăsească aceste oportunități. Mulțumesc încă o dată tare, Mihai, că mi-ai fost alături. Le mulțumesc și ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă urez tuturor o seară bună și vă aștept lunea viitoare la aceeași oră 19 la Jurnal de Leadership, emisiunea care te aduce cu un pas mai aproape de succes. La revedere! Tehnologia ar trebui să te înțelegi simplu ca și cu natura. De aceea nouă celor de la Dial Telecom ne place să facem lucrurile pe înțelesul tuturor. Așa că dacă ai nevoie de servicii de acces internet pe fibră sau transfer rapid de date, telefonie fixă sau soluții pentru call center, hosting sau VPN și alte lucruri ce trebuie simplificate, suntem aici pentru tine și afacerea ta 24 de ore din 24. Dial Telecom. Tehnologie cu față umană. Evenimentele live sunt la radiolinks.ro.